Salut! Temperaturile scăzute din timpul nopții au afectat puternic legumele abia plantate în grădină. Roșiile sunt foarte afectate, în proporție de 70-80%. De asemenea, vinetele sunt la fel afectate. Lipsa căldurii a dus la înconvoierea plantei, la îngălbenirea ei și la instalarea manei. Haideți să vă arăt cum arată roșiile și vinetele mele și cât de afectate sunt din cauza frigului. Din cauza temperaturilor nocturne foarte scăzute, de 4, 5, 6 grade, roșiile au de suferit foarte mult. S-au mânat. Și este necesară o stropire imediată cu zeamă bordeleză. Frigul le-a stopat dezvoltarea și a favorizat dezvoltarea bolilor. Același efect destructiv îl are frigul și asupra vinetelor. Vinetele sunt de asemenea foarte afectate, au frunzele îngălbenite și suferă din cauza temperaturilor